înseamnă că vom da drumul evenimentului, va fi că se vor strânge scrumierele de pe masă, ceea ce se va întâmpla în aproximativ 5 minute. Mai vreau să vă spun din partea stage câteva lucruri despre evenimentele pe care le organizăm noi aici. Este vorba de seara de luni, de la ora 20, care pentru noi este seara de muzică românească. Se ascultă și se poate dansa muzică românească de odinioară. Și în seara de luni avem pe aceeași temă un concurs care se numește Recunoaște vocea. Adică sunt 12 melodii, trebuie recunoscut interpretul și titlul melodiei, exact. Punctajul cel mai mare are un premiu din partea stage. Marțea în stage de la ora 20, karaoke. Vinerea, în fiecare vineri în stage de la ora 20, este seara anilor 80. Adică se ascultă muzică din acea perioadă și se poate și dansa. Sâmbăta sau duminica sunt spectacole. În această duminică avem De Dragobete, o premieră. Este vorba de Cererea în căsătorie fără cevop de Cornel Udrea, autor clujan, cu Sebastian Lupu și Mirela Nițelup, adică subsemnata, pentru că nici nu m-am prezentat și în seara asta este foarte multă lume nouă aici. Să nu vă mai țin foarte mult de vorbă, pentru că noi astăzi ne-am adunat aici ca să ascultăm niște interpreți foarte dragi nouă. Vom strânge scrumierele, vom da drumul la show. O seară plăcută tuturor! În Oradea și acasă. Vă cer voie ca să citesc un material pe care l-am scris despre Marian Filip cu două zile înainte și care a fost publicat în mai multe reviste și ziare, mai ales din diaspora. Marian Filip, ultimul cowboy romantic. Deși iubitoare de muzică bună, fără a mă declara însă cunoscătoare în domeniu, alături de muzica pe care sufletul meu o cântă, savurez cu plăcere genuri muzicale diverse, de la cel clasic la pop-rock sau, de ce nu, chiar la hip-hop-ul trăsnit al timpurilor și mai trăsnite pe care, din păcate, le trăim. Muzica interpretată și compusă de către Marian Filip, un ultim cowboy romantic de pe malul Crișului Repede. Dar ca să vă convingeți, vă invit să vă tundeți cu încredere în universul artistului, savurați muzica, fără a uita nicio clipă să chemați Duhul din lampa lui Aladin pentru a vă îndeplini dorințele. Mulțumesc! Maestre! Este firea mută, doarme cerul plin de stele, patru plopi ascund în umbră casa dragei mele. Dar mi-a fost pe semne calea. Se-mplinise când noi doi ne-am întâlnit. N-aș fi crezut că ai să vii ca să mă fur și apoi să mă strecor. Thank you.
este lacrima mea. Că te doresc în vis, că vreau să te sărut, că vreau să te cuprind, îți sunt doar un amic, sporadic amintit, inima-mi știe. Eu și-aș mai spune și când